Mă numesc Diana Vascan, sunt din orașul Chișinău. Lucrez din luna lui august în taxi, ca șoferiță. Sunt foarte mulțumită. Am o energie pozitivă, am o plăcere de la cum aflu la volan. Sunt mulțumită de profesia care am ales-o la noi în Moldova. În Rusia m-am aflat din 2001. Acolo am locuit până în 2019. Anul 2017-2018, partiar, am lucrat în taxi, în Yandex, în Sankt Petersburg. Acolo am trăit, acolo am lucrat, acolo mi-am petrecut toți anii ăștia. Din 2019 jumătate ne-am întors la Moldova, am mai lucrat în alte profesii și m-am decis să mă pun și la noi la Moldova în taxi. Aș putea să conduc o fură, m-aș pune și pe o fură să conduc, dar din păcate nu pot. Este foarte plăcut să duci și clienții, mai vorbești, faci cunoștință, cineva îți strică dispoziția, cineva ți-o ridică, cineva suntem în legătură ca prieteni. Este adică o plăcere, asta mult îmi place că eu mă aflu la volan. O lună jumate mă aflând la volan în taxi, adică am avut conflicte. Șoferii nu prea au primit așa moment că se află o parte feminină la volan și încă în taxi. Dar noi trebuie să continuăm viața, lucrarea cu pozitiv, pentru că este la moment foarte grea și timpul și momentele. Și adică nu le trag atenție. După o lună jumate, adică mă la pozitiv. Mulțumesc foarte mult. Ultimul timp chiar sunt mai mult respectată la traseu, adică mi se oferă să trec la circulații, mi dă voie să ies de la parcare, adică de ce merge, adică comportamentul este cu mult mai bun decât a fost din primele zile la șoferie de taxi. Atitudinea poate că este, numai că nu este prețuită. Adică ar trebui câteodată persoanele să pui în loc la șoferi care circulă și pe urmă își fac părerile lor, adică supărările. Dar este o profesie foarte grea, că să fii șofer, pentru că duci răspunderea nu numai de viața ta, dar duci răspunderea și de viața persoanei care este cu tine în transport, în spatele tău. Este foarte greu. Sunt zile că nu am probleme cu clienții și aș vrea să lucrez 24/24, dar adică nu se permite, programa se blochează, dar nici eu nu. Adică nu ne permit să fac un risc, pentru că lumea e diferită. Cum îți cinci de ești la mână, așa și lumea e toată diferită. Dar mă străduiesc. Sunt eu în contact cu clienții, să le ridic lor dispoziția, dar observ pe oglindă că este cineva mai supărat, mai bine tac și mă la traseul care este comandat. Eu circul de la 8 dimineața până la 8 seara. Asta e regimul meu de lucru. Câteodată aș vrea să lucrez mai mult, dar nu. Nu risc. Nu risc, pur și simplu, mai sunt treburi și acasă, sunt copii, este soț, adică nu risc. Dar aș dori. Aș vrea câteodată să lucrez până târziu. Da, câteodată se întâmplă că ei retrăiesc, adică eu le povestesc ce se întâmplă cu ziua din urmă, care le ce trag, adică de la clienți. Și copiii, fetele retrăiesc. Am două fete, dar așa, bine. Ele știu că mie îmi place să conduc mașina, automobilul, de atât, adică ei mă apreciază foarte bine. Primit un cadou, ciocolată de Moș Crăciun. Și a fost foarte plăcut, că eu, ca tare, când circul cu clienții, eu le servesc câte două bombonele. Nu contează că e dispoziția bună, orică dispoziția rău mi-a făcut, clientul când coboară din mașină, eu îi dau câte două bombonele. Pentru dispoziție bună, să o aibă măcar pe parcursul zilei. La mine așa e obiceiul, asta nu știu de ce, adică eu așa am decis să fac.
și când am primit eu, mi-a fost foarte plăcut. Vorbim cu clienții, sunt momente, vorbim și de politică și de viață, adică sunt momente când mi scot numărul din programă și mă sun la parte și mă comandă, mă cheamă, că le-a plăcut cum eu circul. Da, sunt mai mulți pozitivi, da, le trage mai mulți pozitivi. Copil. Când plecam cu tăticul la țară, adică avem 9 ani și mă pune la volan. El era din satul Mârzaș, din Răun Orhiei, și cum ieșim din Orhiei, mă pune la volan și hai, învață-te merge. Și datorită lui, adică permisul care îl am, datorită lui, tot el până la urmă m-a învățat și soțul, adică au fost în rețelele astea. Și adică eu, datorită lui tăticul, mi-am permisul. Învață să circuri, să fii independentă, să nu depinzi de nimeni, să te iei, să te urci, să te duci unde trebuie. Asta, de mică. Până a urcat la taxi, am circulat cu familia, duceam copiii la școală, la grădiniță, la serviciu, duceam în ospiții, trebuie să duc prieteni, să-i aduc. Și pe urmă, adică, mă, de ce să încerc, adică? Când lucrez în taxi, adică ești un... Să zicem așa, un 10% un psiholog. Uh-huh. Pentru că trebuie să știi cu persoana a vorbi, să intri în discuții, și asta cum ai cunoaște caracterul la o persoană. Nu-i... Adică nimeni nu-mi place, pentru că eu am lucrat și vânzătoare, și adică când vine clienții și propunei marfa, să o vinzi în alta, tot așa ești discuții faci, numai că clientul merge în spate și prin oglindă vorbești cu persoana. Asta. Da, la Rusia eu când lucram ca vânzătoare, afară era între minus 25 și minus 30 de grade. Nu puteai să te îmbraci foarte gros, că trebuie să faci mișcări. Și adică eu sunt obișnuită, minus 3, care la moment, asta nu-i frig. Things never fit to place. If you stay so uptight, just drop off your pretense to me. I'm right. So when you get a bad day, things turn to the worse. Remember this once. Mașina am ales-o, am lucrat, soțul m-a vrut în mai multe parcuri, nu. Am ales parcul acesta pentru că la dânsul mașinile sunt foarte bune, păstrate, aranjate. Mașina ce am ales așa mare pentru că se întâmplă comenzile, că se sui câte 4-5 persoane, ori se întâmplă că persoana are bagaj. Să fie confortabilă pentru client, asta. Nu că, nu, adică ei nu are puterea aceea care are o mașină obișnuită, ei puțin slăbuță. Și când se schimbă programa de la metan la benzin, adică tot timpul mă strânge în spate, adică că se aude gălăgia asta. Numai asta nu ne place, restul ca mașină, cum e confortabilă, e rezistentă, sunt mulțumită. Până la un moment, da, era foarte economă, dar de când s-au ridicat prețurile, dar ne descurcăm, nu-i pe asta. Principal să avem încredere la pozitiv, la gânduri bune și adică tot se primește. Din toate ieșim. Până mie îmi place mașina să fie foarte curată, să fie aranjată, să nu codorăjească nimic, să fie tot în regulă locul ei, pentru că asta e asigurarea pentru viața mea. E bord arată 193 de mii. 954. Marca contează. Eu am avut așa ocazia, adică soțul ne-a cumpărat, am avut BMW, Mercedes, dar eu singurul ne-am proprietat mașină din Lituania, Audi. Adică acum pe Toyota, adică sunt, se deosebesc, știi, marca de... una de alta foarte mult. Pentru țara noastră este rezistentă, da. Este foarte confortabilă. Este o mașină foarte bună. Adică mai pusă la un program la metan, este și econom. Sunt mulțumită, adică, din mașina care este. Da, dacă pui mâna și o mai îngrijești în afară ce faci compania, o mai îngrijești tu, ieți să duci slujba mai bine. Nu, mulțumesc, adică de tot vă spun că în parcul care eu lucrez
Eu sunt mulțumită că la dâns și mașinile sunt foarte îngrijite și pentru mine asta este o liniștire și plus, adică eu nu pierd timpul meu de lucru. Am lucrat până la asta pe altă mașină, un albăstrie, 20, adică la dânsul bateria, adică după câte am înțeles că le aduc, sunt foarte bune. Nu-i distrus, adică este în lucrare în funcție ca nou. Da, principalul motiv a fost, eram acolo cu familia, toți anii care am trăit acolo, trăit tăticul meu, a lucrat și el în taxi și la o comandă dată care a fost plecat la deplasare, pe partea opusă, i-a trecut un autobuz tot cu pasageri peste el, a avut un accident foarte urât, adică au fost dat și la televiziune și pe YouTube. Din situația asta nu m-am putut acolo afla, că adică era o depresie foarte mare. 19 ani a trăit cu mine, adică sunt mai multe amintiri la Sankt Petersburg ca în Moldova. Și a doua problemă că s-a schimbat la Rusia situația când a fost cu Crimul. Conflictul, a căzut leafa, s-au ridicat prețurile, adică nu era atât de ușor până la momentul care, până la Crim. Nu a fost situația cu Crim, poate ne mai luam inima în dinți, adică mă întorcem, măcar că e depresia de la tăticu, adică oricum este dureros, dar viața continuă, am copii care trăiesc pentru dâns, adică eu mă lupt, trăiesc să le dau tot ceva bun, ce ne-a dat și ne-a părinții la vremea mea, asta e. Lor le este și acum grea, dar fata mai mare are 20, Cătălina, mica are 13, la ambele este foarte greu să afli la Moldova. Secretul, eu pur și simplu lucrez în pereche cu soțul, adică da, este greu de o persoană, adică să achiți mașina la parc, este foarte greu. Să fie mașina mea proprie, cred că ar fi un plus mai mare, dar la moment nu ne pot permite situația asta. Și de tot nu este mai ușor că lucrez cu partener, adică de tot așa am zâmbet și dispoziții, că nu mă sunt supraîncărcată de datoria care o am pe spatele meu să achit mașina la parc. Să de una singură nu reziști, într-adevăr nu reziști, pentru că comenzile difer de alte companii care sunt la noi, sunt tarifurile foarte mici. Și adică este foarte greu să grămădești suma care, adică eu pot să fac suma pentru plan, dar mă soțul faci și suma pentru casă. Da, așa, eu ziua de dimineață până seara, dar soțul de seară, noi lucrăm ca chitaiți. Numai nu dormim în bagajnic, dar dormim acasă. Știți, îmi place una, că adică leafa e în fiecare zi pe mâna mea, adică eu pot să-mi permit banii să știu pe ce să-i cheltu, am nevoie de ceva să procur, adică eu am plecat și ne-am procurat. Este foarte greu să lucrez la serviciu care primești leafa nu cu o dată în lună, dar ți-o dă la o lună jumate. Pentru că eu până la taxi, eu am lucrat la plășintărie și este, dacă leafa merge pe 15, pe 15, dar tu o primești tocmai următoare, lună pe 15, și este foarte greu. Adică să socot bănuță, nini vine foarte greu, pentru că eu la Rusia m-am deprins cu banul în fiecare zi la mână, chiar și la construcție, chiar și vânzător. Și de atât am ales profesia de șoferiță în taxi. A să găsesc ceva, poate să mă duc, dar până și nu. Adrenalinul care îl primesc ca șoferiță, eu nu l-am primit încă nicăieri. Până și a să rezesc cât a să am putere. Să vă spun sincer, ambuteajele sunt foarte mari, dar nu mă stresez deloc. Adică chiar mărg cu clienții, ei mă întreabă, nu vă enervați? Păi de ce să mă enervez? Ce să schimbi? Să ferească mașina într-o parte ori nu? Comenz, mai mult de 19 comenzi pe zi eu nu fac. Cât nu ne-i dai efortul. Este bonus acum la Yandex și vreau să-l ajung, dar nici că cum nu-ți primește. Pentru că 140 de comenzi în 5 zile eu nu le fac. Eu maximum și pot să fac 90 de comenzi, maxim. Asta să-mi dau efortul. Dar, nu știu, adică, eu nu vreau să mă enervez, să-mi strâng dispoziția cu ambutiajul. Asta e situația, pentru că la noi orașul este mic. Transport circulă foarte mult, nu e public, sunt mai multe mașini.
fiecare, adică persoană își permite și cumpere mașina, chestii mai confortabil pentru familie. Și de atâta și ambutiajul. Eu nu văd rezon de nervat și eu nu văd rezon, adică de supărat pe alt șofer. Pentru fiecare șofer are treaba lui, dacă el circulă, el are nevoie de circulație și trebuie simplu să ai puțin mai răbdare, să fii mai respectoși la drum. Chiar dacă vrei o mașină de pe o bandă pe altă să treacă, să aibă răbdare, să-i dai voie, dar să nu margă. La noi 6 zile în săptămână lucrăm pentru parc, adică planul duminica este ziua noastră liberă, dar eu nu mă odihnesc, eu tot am scol și mă duc la muncă. Nu așa dimineață, pentru că adică lumea se odihnește de la care, de la cluburi, care și cum adică are odihnă. Și eu lucrez și duminică. Nu, la mine nu sunt ore anumite, că vreau o oră și o oră. Eu dacă mă pun la volan, eu nici nu observ timpul care trece. Mai ales când sunt clienți cu pozitiv. Îmi face mai multă plăcere să lucrez, mai mult. Să-i duc, aș vrea să-i duc toți comenzile să ne le dă, dar nu le reușesc ca ambutiaș. Da, îndemn femeile care au curaj și dorință să sui la volan, să conducă mașina, în taxi, nu contează, care are mai mult talent poate să ui și pe fură și pe autobuz. Sunt. Mama mea a lucrat 30 de ani șoferiță pe trolebus. Asta este, cred că, un staj scol dimineața la 4-5 dimineața și toată ziua. E mai mulți clienți au dus ca mine. Cu siguranță. În spate. Și adică, da, este foarte plăcut. O plăcer cu asta la petricani aici, când dau să ies dimineața. Vrei, nu vrei, trebuie să te faci îndrăzneață. Nu prea iubesc eu, dar dacă nu vor să cedez, nu vor să... Mai în câștig dacă e mașina proprie, adică să lucrez cu dânsa. E a mea, adică îmi rămân banii mie, dar la companie, dar și merge, cred că se termine sărbătorile și o să fie o leacă iar mai greu și să pierzi timpul măcar să știi pentru ce, adică să ai un câștig. Chiar șeful la companie are serviciul lui, adică toate schimbările, tot ce e reparația la mașină, tot e din contul companiei. Dar eu sunt de acord să fie mașina mea, că o repară eu dacă trebuie, nu mă sfie, dar e greu, este foarte greu. Mașinile, așa, mașina este foarte scump, foarte scump. Și adică, vedem, măr cu planul, cu ideea, cu soțul cătăm, sperăm să găsim în curând și să lucrez pentru mine. Păi pentru asta și există familie, că să fim împreună. Nu e familie dacă unul se află într-o țară și altul în altă țară, ori... Familia trebuie să fie unită, adică ne susținem, ne înțelegem, da, adică sunt contra certeli, dar cu asta, adică de la sfada care ies mai adă crește, adică noi ne unim încă și mai tare. Știi că ne este foarte greu în taxi, dar mă descurc, adică fiecare lucru are greutatea lui și fiecare lucru are plusul lui, dar dacă ești cu mai pozitiv, cu gânduri bune, adică toate se reușesc, peste toate treci. Doar de la stație că să mă alimentez și fuguța să mă urc în mașină, să primesc comandă, să plec la lucru. Nu stau la stație PECO, nu servesc cafea, nu. Atât cât îmi pierd timpul alimentare. O an de zile am muncit la Italia, căbădantă, la două familii, la o familie 9 luni, care a fost foarte greu, am gândit că nu mai ajung acasă, dar la o familie 3 luni, care până în ziua de azi suntem în relații bune. Și o an de zile am muncit la Germania, tot un lucru foarte greu, dar pentru scopul care vreau să-l obțin, adică noi cu soțul am rezistat toate înjosările, toate greutățile și le-am obținut, da? Și nu mă opresc la asta, adică am efortul, am sângele circulă în vinișoare, să-mi dai Dumnezeu sănătate, da? Am efortul să lupt, să fac ceva mai mult decât adică este la moment. Vedem, parcurs.